pe toată dragostea, să meargă pe toată pentru ea. Pentru ea își prinde tot ce-a mai dat mai scump, toată overa pe profesorul, dar nu mă crede pe cuvânt. Europa FM! Vă salutăm live pe plajă Europa FM 2021 alături de Emilian. Salutare, cum a fost? Te salut și salut pe toată lumea care se uită la video-ul ăsta. Sunt foarte entuziasmat, încă am adrenalina în mine. Băi, sunt foarte fericit. Chiar sunt fericit că în sfârșit văd un pic de normalitate și văd oamenii care vin la scenă, văd oameni care îmi cântă piesele și pentru mine ăsta este cel mai frumos cadou. Și, într-adevăr, publicul în seara asta l-a primit cu mult entuziasm pe Emilian. Asta mi-a plăcut foarte mult. Îmi spuneai mai devreme, poveteam, îmi spuneai că ți-a fost dor perioada aceasta să simți energia publicului. Cum a fost reconectarea cu ei? Băi, momentele astea de pe scenă sunt niște momente speciale pe care, indiferent că e pandemie sau nu e pandemie, le resimți din până în ultima celulă. Dar mai ales acum, după toată perioada asta, crede-mă, cred că le simt de 10 ori mai puternic și sunt de 10 ori mai fericit și mai plin de adrenalină decât de obicei. La fel suntem și noi de cel puțin 10 ori mai fericiți pentru că ne putem întâlni în condiții de siguranță la această ediție live pe plajă. Hai să aflăm ce a făcut Emilian în perioada de pandemie. Wow, m-am concentrat foarte mult pe partea de social media, m-am concentrat foarte mult să scriu piese, am început să mă descoper mai bine și ușor, ușor încep să lansez piese mai multe, să ofer mai mult content pentru oamenii care mă susțin și scopul meu este să creez o comunitate de oameni cât mai mare. O comunitate foarte importantă, apropo de toți prietenii Europa FM pe care îi salutăm cu mare, mare drag. Dă-ne ceva din casă când lansezi următoarea piesă, vrem să aflăm, suntem cu ochii pe tine. Următoarea piesă este o piesă pe care eu am sneak peek-uit-o, să zic așa, pe TikTok și s-a dus rachetă. Voi lansa o piesă pe 20 august, o piesă împreună cu o artistă care mie îmi place extraordinar de mult și mi se pare o fată foarte talentată și nu numai talentată, și frumoasă și are tot pachetul. Este vorba despre Teo Rose. Abia aștept să lansez piesa aia. Este wow, va fi ceva, va fi altceva. O să vin cu ochii pe tine, de asta pot să te asigur. Acum aș vrea în final să ne lași cu un gând. Apropo, dacă putem trage o concluzie după această perioadă, ceva ce ai învățat, cu ce ne-ai lăsat? Eu am învățat în toată perioada asta că e foarte important să ai timpul tău. Este foarte important să începi să te cunoști mai bine și este foarte important să crezi în ceva, în orice. Eu nu pot să-ți dau sfatul să crezi în Dumnezeu sau în orice vrei tu, dar crede în ceva, iar lucrurile se vor întâmpla. Foarte frumos spus, la fel și eu cred că ne vom reîntâlni și la anul, la Live pe Plajă 2022. Cu siguranță, cu siguranță. Mulțumim mult de tot, Emilian, dragilor, vă salutăm cu drag de aici, de pe plaja, dintre Venus și Saturn, Europa FM, Live pe Plajă 2021. Pe buze n-a mai pus acest cuvânt, că ne-am luat adio cu un sărut. Dar într-o și plângând și nu te iubesc scurt, de atunci doar tu, numai tu, numai tu poți fi iubit.